Nu, hai să luăm, băieți, ce faceți? Eu sunt Scaru și astăzi vreau să ne jucăm un joc nou pe canal, mai exact Shadow Fight 3. Mi-a spus dracu de la cu vreo 2-3 zile și m-a prins jocul ăsta, e destul de drăguț, e un fel de Mortal Kombat gen, dar avem și iteme, și gen armuri, armele, putem upgrada, le facem mai bune și e pe sistemul Clash Royale cu chesturi. Deschizi chesturi, găsești armuri, arme, căști, chestii mai bune, abilități să-ți echipezi pe armuri, mi se pare super genial jocul ăsta. Și avem aici o grămadă de chesturi, adică m-am jucat jocul ăsta vreo 2 zile, bine m-am jucat, am intrat în el, am dat câteva lupte și am ieșit. Și am pus chesturi la deschis, fraților, și am zis că am de gând să le deschid pe camera. Și avem în primul rând cărți gratuite. Hai să vedem. De ce apare cu MOV? What? Voi vedeți, nu? Da, bun. Bleeding, epic, abilitate epică, super tare. Ceva armură și special move pentru dual topoare. Ok, și o cască. Mama, asta e carte free. Și aici, în jocul ăsta, dacă l-ați jucat, știți deja, avem aici un bonus card dacă ne uităm la o reclamă, practic. Și o voi face asta și voi sări peste. No, bun, și ne-a dat și niște Iron Lens, fraților. Asta, dacă nu mă înșel, este arma mea principală, la modul că eu folosesc ceva suliță, fiindcă are damage destul de mare. Hai să vedem, de momentan eu mă joc din mouse și tastatură, să știți, nu mă joc dintr-un controller. Hai să dăm continue. Hai să vedem, hai că mai avem încă o dată free cards, ok. Cască, căști, mai bine zis, ne dă mai multe. Aici e fain că primiști. Bun, și iar trebuie să ne uităm la un video. Aici e fain că primești gen, dacă o cască, nu trebuie să o faci de level 2 să devină mai puternică. Pur și simplu trebuie să găsești mai multe căști și automat devine mai puternică. Și când îi schimbi nivelul, devine mult mai puternică, ceva de genul. No, bun, și a revenit și după cea de-a doua reclamă și am mai primit niște săbi. Sunt destul de drăguțe, cu astea începi jocul, dăm continue. Mai avem free cards încă, why de capul meu, what the fuck. Am primit, asta e a treia serie de free cards. Bun, niște armuri, nu știu ce e cu asta, e destul de slabă. Gold, cu gold ne putem cumpăra pack-uri. Ok, hai că dăm continue. Nu ne mai dă free chestii. Ok, hai să deschidem și un chest de ăsta normal. Bun, asta e un fel de echivalentul la silver chest. Nu știu ce se vede așa cu rozii, tot băguit. Pendulum. Asta e abilitate pentru dual swords. O sabie one hand. Niciodată n-am folosit sabie one hand. Ok, aia e armură nouă cumva sau avem deja? Ah, new item, cât de tare. Și un bonus card, bineînțeles, revenim. Ok, și cartea bonus este dual swords, plain swords mai exact, common swords, dăm continue. Ok, fratele, am trecut și peste astea, avem aici niște cărți noi, niște iteme noi, vom da și vreo două lupte, hai să deschidem și chestul rar, de unde mă aștept să-mi pice ceva item nou. Ceva item nou și bun, sper eu, training uniform, ok, next, cască, asta e tare, asta o folosesc. Asta e armura aia nouă care cred că o voi înlocui, pe a mea și din nou bonus card. Și cartea bonus este mai multă armură, bedrock armor. Cât de tare sună bedrock armor și arată și destul de drăguț. Hai că dăm continue. Băi, nu e rău, nu e rău. Hai să vedem la equipment ce avem nou. Ce avem nou pe aici, fraților. Asta este casca pe care o foloseam eu momentan. Are 49, e rară. Hai să dezechipăm chestia asta, dăm remove și nu dăm apply. Atâta. Și acum intrăm la casca asta că e mai puternică, 57. Vedeți, nu trebuie să-și dea level up complet să devină mai puternică. Hai să adăugăm abilitate. Îi putem pune oricare dintre astea două. 50% shadow energy, nu. 40% șansă să ne crească defense-ul cu 50% pentru 2 secunde după ce ne dă una în cap. Cât de greșit sună, dar o alegem aia. Și astea alte, vedeți, sunt mai slabe. Pur și simplu, deci nu prea contează că e rară, că e comună, etc. Atât timp cât, cât are staturile bune. Și avem armură nouă care e la fel de bună ca și armura noastră. Și una și mai bună, wow, a nu, asta e aia nouă, asta e aia nouă, hai să o echipăm. Arată genial, stați să-i scoatem abilitățile de la armura veche, dăm remove la ambele chestii, nici nu știu ce fac astea. Și ne punem armura nouă, super tare, dăm equip. Putem să dăm și upgrade, nu știu exact ce face upgrade-ul, dacă știți voi vă rog să lăsați în comentarii. Și nu uitați să lăsați și un like dacă încă n-ați lăsat, că pe mine mă ajută foarte mult. Și hai să punem niște electroshock, chestii, băi nu am prea multe de ales oricum pe aici, deci pun tot ce am. Și gata, equipped, ce mai, high back. Ok, trecem la arme acum, fraților. Am și o armă de level mai mare, de level 3, dacă nu mă înșel, e two-handed sword cu 127 power față de arma mea curentă, care are 59. Bun, hai să scoatem asta, că vrem sulița aia mai nouă, că e de level mai mare acum, Iron Lance Common. Vedeți, vedeți ce ziceam, stai că avem bleeding, epic. 15% șansă să dăm bleed. To cause your enemy to lose health equal to 50% of your attack damage over 3 seconds. Oh, 15% șanse cât atacăm să dăm bleed, ceea ce e super tare. Sau putem să ne băgăm snake bite, care e rară și practic sunt două atacuri. Băi, mie îmi place bleed-ul ăsta, hai să-l testăm să vedem ce știe. Și să-i dăm equip acum. Din câte am observat, diferența dintre comune și rare este că la comune ai doar un singur perk și la rare ai două perk-uri. Ok, fraților, cam asta ar fi tot. Hai să deschidem și aici, nu mai deschidem pack-uri de astea. Hai să dăm un battle, hai să ne băgăm pe... Hai dăm un duel pentru început. Țineți cont, mă joc din tastatură, nu din controller, deci
și ar fi cam al doilea meu fight. Uite, ne batem cu unul care e puțin mai puternic ca mine și are și mai mult shadow energy de asta. Ok, fight, dude. Nu știu dacă e în real time chestia asta sau dacă e gen mă bat contra caracterul lui numai. Cred că mă bat versus caracterul lui, că nu are sens să fie în real time. Ok, ce cască urât avem, doamne, iartă-mă. Bun, stăm. Ok. Shit. Când am zis că las că în jocul ăsta... Dude, come on. În jocul ăsta dacă nu faci nimica, blochezi automat, să zicem. Ok. Hai, dude, ce faci? Oh, come on, ce range are? Boing, ok. Sulița asta mi se pare foarte OP, fraților. Ok. I-am dat bleed, vedeți? Ok, are range foarte mare și de aia. Și putem spama un atac, practic, și-l batem. Hai să-i dăm cu energie de asta negativă. Zici că suntem Darth Vader, frate, așa luăm pe băiat. Boing, da. E OP sulița, cum ziceam. Băiatul a venit, mi-a dat o grămadă de bucăți și după aia am luat puțină distanță față de el și practic n-am mai avut nicio șansă. Ok, hai, runda a doua, nu că ar avea vreo șansă. Începem direct cu o bucată prin învăluire. Și acum hai să jucăm mai agresiv. Ok. Boing. Oh, shit. Ok, trebuia să blochez aici. Boing. Shit. Mi-a dat șoc, nu știu ce. Shit. Îs atacurile foarte puternice și de la distanță. Problema este că sunt foarte lente. Ok, nu facem nimic. Shit, am zis că nu facem nimic și am vrut să-l iau să-l trântesc. Oh my god, ce mi-a dat una în cap. În jocul ăsta, dacă îi dai una în cap, ok, stăm. Ok. Boing. Oh, da, cum ziceam, dacă îi dai una în cap, e șansa să-i arunci armele pe jos, ceea ce e genial. Nu cred. Nu. Boing. Nu cred. Ăla-i, tati. Ăla-i. Ce-mi place faza asta de slow-mo la final. Mamă, ce meci strâns. Ok. Am încrezut eu puțin și ideea mea era să-mi iau un freză, nu e rău. Lăsați-mi în comentarii, fraților, vă place jocul ăsta, vreți să mai vedeți episoade de genul, nu vreți, sunt la rank, nici nu știu, e și... Dacă ar fi arene, sunt arena a doua gen, ceva de genul și așa facem chesturi. Ok, hai să dăm drumul și cu povestea, e pe hard povestea, dăm fight, ce căcat. Bun, Shadow Fight 3. Runda 1, nu știu cu cine ne bate. Oai, ce, tipul ăsta are one-handed sword, am înțeles. Ok, hai că am început bine. Bum. I-am băgat-o în ficați, în stomac. I-am dat mare bucată. Încă o mare bucată. Shit. No. Așa. La loc cu tine. Da, e super OP și dau bleed și stau practic. Și asta ar fi o tehnică destul de lame. E, nu știu, echivalentul a, nu știu, golemului din Clash Royale, frate. Ok, tipule. Băi, nebunule, du-te de aici, ai Darth Vader style de la asta. Și acum când se ridică, shit, ce am greșit abilitatea, ok, da. Bun, hai că facem povestea, e pe hard aparent. Povestea asta, din câte am înțeles eu, dacă e hard, insane, normal, chestii de genul, în funcție de levelul echipamentului tău, de puterea echipamentului tău, ceva de genul. Dacă e mai puternic echipamentul, o să apară misiunea ca fiind pe easy sau pe normal, eu știu. Ok, boom, easy game. Ok, am vrut să-i dau un genunchi în față. Shit, blochează, Băi, nu mai știu cum să fac chestia aia, sincer. Oh, critical, mi-a dat critical, nu e bine, măi. Ridică-te, boss. Așa, hai că ne revenim. Boing. Shit, așa, perfect. Mamă, dar nu înțeleg de ce când dau să sară, în loc să dea cu arma, dă cu genunchi. Uite, mă, aceeași schemă, zici că e în wrestling, băiatul. A, uite, a, m-am prins, frate, easy peasy. Ok. Boing, hai că e destul de ușor. E prea tare sulița asta, fraților, e pur și simplu OP. Oh, ce mi-a dat una în față. Nu cred, head hit, shock, nu mai am arma. Nu cred, n-ar trebui să mă nimerească. Bloc. M-a bătut, holy shit. Mi-a dat shock, băiatul, și mi-a luat arma. Ok, nu-i problemă, hai că-l facem. Ne batem versus The Watchmen. Băi, sincer, nu știu cum sunt two-handed sword-urile, săbile alea de 2000, că n-am avut niciodată în jocul ăsta, dar îmi sună foarte drăguț, foarte simpatic, că îmi plac mie săbile de 2000 în jocuri, de obicei. Ok, am dat mare hit. Boing, i-am dat critical. Una bucată în stomac, încă o mare bucată. Nu, blochează. Nu. Shit, m-a prins nașpa, da? Ce ușor cazi în jocul ăsta, frate. Ok,
Ok. Shit, când să-i dau cu mare putere diabolică, întuneric. Băi, am întuneric. Nu știu eu să mă folosesc de abilitățile alea destul de bine. Bine, sunt joc, sunt nou la joc ăsta, țineți cont. Nu știu, sunt curios dacă voi sunteți level mai mare. Vă jucați careva jocul ăsta? Ok, hai că a fost easy asta. Am fost eu noob runda trecută. Și practic acum e 1-1 dacă nu mă înșel, sau? Am câștigat deja? A, era 1-0 și după aia a fost 1-1 și acum e 2-1. Bun, destul de ușor. Da, am crescut, ne dă experiență, ne dă ceva bani. Armură nouă, wow, armură epică, dude, cât de asemă e chestia aia. Și lance de asta. Și de ce nu mi-a crescut puterea? Bun, hai să luăm și un bonus card. Și bonus cardul este mai multe sulițe de astea. Băi, încă una gen și facem level up, ce tare. Și de ce nu mi-a crescut power? Eu cred că îți crește power oricum. Înseamnă că m-am înșelat, să nu mă luați în seamă ce am zis mai devreme, că nu e bine. Și casca asta este mai bună aparent și e și de 1000 de ori mai faină. Bun, hai să nu are abilitate specială, perfect, păi dăm equip. O, altă treabă, frate, ia uite ce sexoși suntem acum. Mamă, uite la asta, 89. 89 și 3 locuri de abilități. Nu știu dacă avem 3 abilități, sincer, dar aflăm acum. Dăm equip, boom. Mamă, ce se potrivește cu sulița. Păcat că nu mai merge casca acum. No, bun, dăm apply și acum ne-ar mai trebui doar încă un perk de asta. O abilitate specială să o punem pe armură. Hai să dăm o cască care s-ar potrivi cu armura asta, sunt tare curios. Uite asta, zic eu, numai bineînțeles nu o folosim pentru că e slabă, dar... ar merge, haide, mai, de când îmi văd fața mai bine așa, hai, lasă, hai să ne acoperim fața, parcă e mai ok așa, bun. Hai să deschidem niște de astea totuși, că poate avem noi noroc să găsim încă un perk de la pentru armură. Bun, hai, chapter 1, deschide-te, open sesame, come on. Hai, ceva bun, nu, e fix casca de care vorbeam, o suliță ar fi drăguță. Bedrock armor, ne mai da bedrock armor. A, cred că acum fiindcă am alocat-o, avem șanse să o primim de aici, iron grip, ok. Săbii nu-mi trebuie, mai repede boss și steep rar special two-handed sword, cred, ok. Continue, hai să mai deschidem una, că nu sunt fericit cu ce mi-a dat. Și, come on boy, armură bun, revenge, rar perk, vedem noi ce-i chestia aia. Epic two-handed sword, what? New item, level 99 power. Ok, două epice într-un episod, cât de tare, astea sunt, dacă, gen, am mai găsit eu o epică pe care nu o pot purta, dacă nu mă înșel, ok, hai să mai deschidem, frate, că mă simt super norocos. Deci avem trei epice în total, două găsite astăzi și una am găsit-o eu, dacă nu mă înșel, vă arăt imediat. Ok, super tare și chestia asta, epic dual hammers, ce Dumnezeu se întâmplă, fraților? Băi, numai pe video găsesc chestii de gen, bine că am ținut toate chesturile astea pe video, nu mai deschid chesturi dacă nu-ți pe video. Super, continue, hai to equipment, back. Equipment, dude, come on, arată-mi. Bun, arme. Avem așa, epicele astea, epica asta, și chestia asta care e de level 3, dar asta e rară, deci nu e epică. Și ce, care e epica? Că am găsit o epică. Rară, common, ok. Deci m-am înșelat, n-am găsit epică, ci am găsit, am găsit rare. 88 și 89, perfect. Și arme, băi, fraților, dintr-o dată parcă m-aș juca și cu alte chestii. Uite aici, avem... chestii pentru asta, avem 3 abilități la fix, că asta e epică. Nici nu știu ce fac. Asta dă 2 atacuri, ok. Asta dă 25% șansă să dăm, să rezistăm la șoc, să nu ne aruncăm arma, ceea ce e super tare. Chestia asta nu știu ce face, dar am și pentru asta 3 teoretic. Am și epic perk. A, da, perk cred că aveam eu epic, fraților. Băi, neapărat vreau să încerc să văd ce știe dual two-handed sword-ul ăsta. Ia uite-l, tati. Aia, sabia lui Arthur. Bun, și mai avem, perfect. Avem acum și armură și armă cu 3 parcuri. Eu zic că îi rupem pe băieți acum. Hai să dăm start duel. Hai să testăm chestia asta într-un duel. Și cred că ar fi și ultimul fight de pe episodul acesta. Facem un episod mai scurt. Ei, 37 shadow power, 245. Săracu ce și eu am freză. Păcat că nu știu să folosesc dual sword, two-handed sword, pardon. Bun, ăsta are ciocane. Oh, dude, prea încet, nu știu ce să fac. Ok. Boing. Shit, stop, block. Ok, oh my god, ce damage dă. Dude. Shit. Nu. Dude, aprinde-l, agață-l. Trage-l. Ok, băi, dar nu știu, frate, îi dau o bucată cu sabia asta și tot îl năucesc. Băi, dar fucking fidget spinner-i. Tipul ăla are fidget spinner în mână. Ok, lăsăm să dea.
am uitat că așa e atacul lui. No, i-am dat un picior și gata a fost. Băi, e OP pur și simplu. Deci acum ce se întâmplă? Are stats-uri OP caracterul meu față de ăsta, de exemplu. Și runda a doua. Nici nu trebuie să mă chinui. Dacă îi dau două bucăți, gata fight-ul. Shit, am uitat că... Băi, dar... N-are atacul, are atacul mult prea lent, nu-i ca și la cu sulița. Ok, no. Deci eu i-am dat o bucată, cum ar veni, două bucăți, bine, un combo. Și a fost mult mai mult decât vreo trei bucăți de ale lui. Ok, mi-a dat nu știu ce tipul. Băi, dar du-te, frate, de aici că te despic. Ok, da, ați înțeles care e treaba, nu? Avem two-handed sword, nu știu să-l folosesc încă, dar practic când îi dau o bucată, nu mai vrea și pe a doua, cam așa se întâmplă. Băi, fraților, cred că încheiem episodul aici. Asta e mai mult un fel de episod de test, să văd dacă v-ar plăcea o serie de genul. A fost mai mult un chest opening între ghilimele, că am deschis foarte multe chestii, dar hei, am găsit 3 epice într-un episod. Super tare, fraților. Nu uitați să dați un like, un comentariu dacă vă place sau nu, dacă vreți să mai vedeți episoade și noi ne vedem data viitoare, fraților. Să aveți o zi super faină. Pa, pa!